Haideți să vedem în continuare primul set de exerciții. Avem trei exerciții. La subpunctul, la exercițiul 1 avem trei puncte A, B și C. Vedeți, au are acest M și ne întreabă cât să fie M-ul ca area triunghiului ABC să fie 3. Păi haideți să scriem. Calculăm determinantul delta. Știm ca formule că area este 1 pe 2 ori modul din delta. Îl calculez pe delta și apoi mă duc în această formulă și egalez cu cât am eu aici, 6. Deci delta este determinat de aceste 3 puncte. 1, M și apoi 1, deci acesta este AU. 2, minus 2, 1, BU. Minus 1, 3, 1, CU. Îl calculez acum în funcție de cât de urât este el. Voi face operații în determinant sau nu? Am acest un singur M, mi se pare decent să-l calculez pur și simplu prin triunghi. Deci minus 2 plus 6 minus M, apoi minus 2 minus 3 minus 2M. Obțin minus 5 minus 2 minus 7 plus 6 1 minus 3M. Prin urmare, area triunghiului ABC este 1 pe 2 ori modul din delta, adică 1 pe 2 ori modul din 1 minus 3M. Din ipoteză, area știam că face 3. Prin urmare, egalez aceste două